Locatare de pe strada Iazul Morilor, prelungire din cartierul Broșteni, se plâng că strada lor nu a fost niciodată asfaltată. Au reclamat adesea la primărie, de unde s-au întors cu promisiuni mai târziu nerespectate. Am făcut o cerere ca să asfalteze strada, am luat semnături de la locatarii de la blocuri, iar de la case la cei personalul proprietarii de la case. Acum un an, până în primăvară, am făcut această cerere. Mi s-a spus de la primărie că e bine că e făcută, că vine, urmează curățenia de primăvară și s-ar putea să aloce niște fonduri. Nu s-a soluționat cererea. Adică a zis că da, să face nu știu ce și până la urmă. Da. Da, a zis că... Când au spus că vă asfaltează? Deci după ce o perioadă să treacă de timp, așa că nici părea repede să-i luăm. Da, de vreo 3 ani ne zicem. Primăria Municipiului Buzău a inspectat zona. Nemulțumirea riveranilor se amplifică atunci când plouă, iar strada se transformă în mocirlă. Cu mare dificultate se ajunge la tomberoanele de gunoi. Prima casă aici. De cât timp stați aici? De vreo 50 de ani. A fost vreodată asfaltat o de asta? Nu. Și bănuiesc că v-ați dus pe la primărie? A fost puse de-astea, dale pe margină, tot să se asfalteze și nu s-a asfaltat. Dar mașini trec prin zonă? Au trecut. Cum? Și da, pe aici a trecut, dar făcea praf mult și de-aia a pus ăsta aici și copiii la bloc. Da. Eu stau dincolo de țărușii ăștia care îi spuse acolo. Ce v-au zis de la primărie? Ce să spună? De fiecare dată a promis, da. Stau la 83. Am intrare și prin față și aici am garajul. Cu care ies cu mașina, care bineînțeles că mi-o nămulesc până la intersecție aici. Am fost și la primărie, s-a vorbit, dar promisiuni electorale și atât. Și în rest n-a mai venit. Nici n-au dat pe aici. Acum cât timp s-a întâmplat? Că acum cât timp a venit răspuns pentru cererea pe care ați făcut-o? Acum 2 ani am făcut eu o cerere. Și a venit la 30 de zile, cum este normal. Și ce scria? Vor veni, vor analiza, vor lua măsuri și se vor aplica măsurile care le vor lua. Singurul favor de care s-au bucurat buzoienii din zonă, din partea primăriei, a fost montarea unor bariere la capătul străzii. În acest fel, traficul rutier a fost diminuat, iar oamenii inhalează mai puțin praf.